Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Elephant Fest este deja un eveniment consacrat în piața de carte din România. La cele două ediții precedente, cea din luna mai, de la sfârșitul lunii mai, anul trecut 2020, și cea din octombrie 2020, au fost peste 2 milioane de participanți, iar lansările au acumulat pe canalele digitale peste 5 milioane de vizualizări. Iată, acum cu bucurie venim înaintea dumneavoastră la cea de a treia ediție a Târgului Elephant Fest, ediția online, cea de-a treia ediție online a Târgului Elephant Fest, desfășurat în perioada 24-30 mai. Târgul se desfășoară simultan în România și în Republica Moldova, în România pe platforma elefant.ro. Vă invităm, iată, să intrați pe această platformă pentru a vedea evenimentele culturale și lansările de carte organizate de editura Herald și, de asemenea, pe platforma online din Republica Moldova, elefant.md. Astăzi este alături de noi Ancuța Coman, psihoterapeut, fondatoarea proiectului Emoții și Kilograme în plus și de asemenea cu specializare în terapia traumei. Astăzi vorbim despre Creierul, o carte superbă publicată la editura Herald. Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, de Marco Magrini, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Iată, o carte mai specializată, dar o carte, aș spune eu, extrem de utilă și care își găsește cu prisosință locul în cadrul acestei colecții din portofoliul editurii Herald și pentru că este noutate editorială, bineînțeles, ne-am gândit să împărtășim cu dumneavoastră, dragi cititori, bucuria apariției, bucuria publicării acestei cărți, să vedem exact ce este de fapt creierul, așa cum spune și autorul în subtitlul acestei frumoase cărți, o mașinărie atât de complexă, ce putem face noi încât mintea, creierul, gândurile noastre să nu fie împotriva noastră, ci să reprezinte un ajutor. O carte frumoasă, așa cum spuneam, Ancuța Coman. Ce te-a impresionat la această carte și de ce ai recomanda-o cititorilor? Așa cum spuneam, o carte cumva destinată psihologilor, psihoterapeuților, coachilor, trainer și așa mai departe, cei care se ocupă în cursurile pe care le țin despre mintea umană, despre creier, dar în egală măsură o carte și pentru publicul larg, pentru întreaga opinie din societatea noastră. Da, Sorin, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Așa este, este o carte complexă, dar ce e fascinant la această carte este modul în care autorul alege să descrie această mașinărie complexă. Pentru că, deși parcă, așa ca și descriere, tot acest cuvânt îmi vine în minte, complex, limbajul pe care îl folosește este al unui om care e într-adevăr pasionat de ceea ce citește, de ceea ce scrie. Asta am simțit eu ca și cititor, deși sunt. E clar că sunt mulți termeni acolo legați de partea de structură a creierului, dar și de partea de funcționalitate a acestuia. Felul în care autorul scrie arată cât este de pasionat și totodată parcă îți transmite. E ca și cum ai citi un roman și vrei să ajungi la următorul capitol să vezi ce se mai întâmplă acolo despre ceea ce e de fapt în interiorul nostru. Așa că pe al meu creier a reușit să-l capteze și să-l prindă destul de bine. Mi-a fost destul de greu să las cartea din mână, deși uneori m-au prins orele târzii, pentru că e fascinant să mai descoperi încă o dată și încă o dată, deși nu este prima carte de acest gen pe care o citesc, dar felul din nou în care transpune informația este unul foarte accesibil.
De aceea cred că e foarte important să ajungă și la publicul larg, iar la specialiști, desigur, aș spune că nu ar trebui să lipsească din biblioteca noastră. Putem oare să ne îmbunătățim performanța intelectuală, psihică, fizică? Și aici mă gândesc mai ales, pentru că ajută foarte mult creierul, mă gândesc mai ales la, tot vorbim despre cărți, mă gândesc mai ales la exercițiul lecturii. Da, sigur că da. Avem această capacitate, creierul nostru are această capacitate prin multitudinea de conexiuni pe care reușește să le facă și pe măsură ce noi accesăm acele conexiuni, ele devin de fapt tot mai puternice pe de-o parte, iar pe de altă parte creierul are capacitatea aceasta de a face ceea ce se numește o curățare și să se lipsească de conexiunile care nu-i mai sunt de folos, să le întărească pe cele pe care le folosim și totodată există partea aceasta de neuroplasticitate, ceea ce înseamnă că pentru că vorbeai despre partea de exerciții fizice, ceea ce înseamnă că prin intermediul experiențelor pe care le avem, se modifică conexiunile din creierul nostru. Și asta e important de punctat aici și pentru partea de schimbare care apare în psihoterapie. Pentru că, de fapt, datorită acestei funcții extraordinare pe care creierul are numită neuroplasticitate, avem capacitatea de a crea noi conexiuni și astfel noi moduri de a ne raporta la viață, la experiențe și de a trece peste amintirile dureroase sau peste evenimentele traumatice. Deci da, avem capacitatea să ne îmbunătățim constant și continuu. Da. Ce este interesant este faptul că autorul, Marco Magrini, este jurnalist. Da. Și are un limbaj în care îmbină, să zicem, termeni de specialitate, anumite noțiuni, să spunem concepte pe care le-am găsit în atlasurile de anatomie sau la partea aceasta de felul în care funcționează creierul. Deci nu putem spune că este un om de știință și cu toate astea îmbină aceste noțiuni cu un limbaj totuși accesibil publicului larg. Da. El este jurnalist. Da, și poate că tocmai de aceea, poate că tocmai asta îl ajută, pentru că la un moment dat chiar mă gândeam în timp ce o citeam că parcă stau cu el de vorbă și parcă așa natural reușește să transmită, dar îți spun sincer și pentru mine a fost surprinzător, mie îmi place să citesc despre autorii cărților pe care le citesc și a fost surprinzător pentru mine să aflu că este jurnalist. Și apropo de ce spuneai de partea asta ca și că ar putea fi utilizată ca și manual, mă gândeam în timp ce o citeam pe alocuri, este cât se poate de utilă din punctul meu de vedere, atât pentru studenții la psihologie, cât și pentru studenții la medicină, tocmai pentru că explică atât de, e pur și simplu, reușește să transmită atât de ușor o informație foarte valoroasă. Se vede că îi place. Asta mi-e foarte clar, că e un fan, asta aveam în minte în timp ce citeam cartea, că omul acesta este un fan al creierului uman. Proprietățile cerebrale pot fi învățate și îmbunătățite la orice vârstă, nu doar în copilărie. Da. De unde și concluzia cărții, că, sau una dintre concluziile cărții, că n-ar trebui pe parcursul vieții noastre să ne oprim din învățat. Eu am de foarte mulți ani și o sintagmă frumoasă pe care o folosesc, învățare pe tot parcursul vieții. Inteligența crește atunci când credem că putem fi inteligenți. Putem învăța să învățăm. Iată un lucru foarte interesant. Ne putem controla impulsurile și ne putem modifica obișnuințele nedorite printr-un soi de antrenament, printr-un soi de exercițiu. Am mai discutat și noi despre faptul că în momentul în care vrem cumva să ne schimbăm niște obiceiuri pe care le avem, niște obiceiuri defectuoase, disfuncționale, nesănătoase, timp de, nu știu, 21 de zile, parcă dacă în mod
repetat în fiecare zi, facem un anumit lucru, acel lucru la un moment dat devine un soi de mecanism, devine un soi de, hai să spunem, rutina, exact, un soi de stereotip și devine un soi de obicei, de deprindere. Și nu ne, de fapt, în alegerea sau în, mai degrabă nu în alegerea, ci în punerea în practica de zi cu zi a unor obiceiuri sănătoase. Oi, ne propunem și ne gândim că pentru această perioadă este importantă imunitatea organismului nostru și cum putem, de exemplu, să o obținem dacă nu prin exerciții fizice, poate prin mers la sală, poate, eu știu, alergat într-un parc dimineața, trăgând aer în piept, pentru că și respirația este foarte importantă și cu o respirație corectă și creierul se oxigenează. Dieta, felul în care mâncăm, ceea ce mâncăm, ceea ce bem, felul în care dormim, cred că toate au importanță și pentru buna funcționare a creierului, pentru că vorbim despre un tonus, nu doar fizic, ci vorbim și despre un tonus psihic, emoțional. Da, așa este. Așa este și în timp ce povesteai, mă gândeam așa la mai multe idei pe care le-am regăsit în carte. Pe de-o parte este partea aceasta legată de natură, da? Natura noastră, cu ceea ce venim pe această lume, și partea de mediu, ce facem noi ca să ne influențăm natura. De altfel sunt și foarte multe studii, experimente care s-au făcut de-a lungul timpului pentru a vedea diferența aceasta în influența noastră, da? Ce, cât la sută este natură, cât la sută este influența mediului. Și e extraordinară această capacitate a creierului nostru de a se modifica constant de-a lungul vieții în funcție de experiențele pe care le avem, exact cum spuneai, de alimentația pe care o alegem, pentru că este o alegere până la urmă, de exercițiile fizice pe care le facem și toate astea, de informațiile la care avem acces, la care, cu care intrăm în contact, și toate acestea au un impact asupra creierului. Și este un, la un moment dat în carte, este chiar sub forma unui tabel, tipul de alimentație, da? Cum e alimentația noastră sau cum ar trebui să fie, tipul de exerciții fizice și ce impact calitatea somnului și ce impact au toate acestea în diferite arii ale creierului nostru și cum influențează diferite părți din funcționalitatea lui. Asta pe de-o parte mă gândeam în timp ce povesteai tu. Apoi despre toate părțile astea pe care le găsim atât de fain explicate acolo, pentru că fiecare are câte o bucățică alocată în carte, unde este explicat mai pe larg ce presupune și ce înseamnă. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre o carte minunată în cadrul celei de-a treia ediții online a târgului de carte Elefant Fest. Este vorba despre cartea Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, o carte scrisă de jurnalistul Marco Magrini, publicată în colecția Psihopractica. Alături de noi a fost Ancuța Coman, psihoterapeut, fondatoarea proiectului Emoții și Kilograme în Plus și de asemenea specializată în traumă, în terapia traumei. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, intrați pe platforma elefant.ro, unde veți găsi foarte multe lansări de carte, evenimente culturale. Editura Herald vă așteaptă cu aceste lansări de carte și cu foarte, foarte multe titluri. Mulțumim din suflet, Ancuța Coman. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută!